Salutare și bine te-am regăsit! Astăzi o să-ți arăt cum să instalezi Windows-ul. Vorbesc foarte serios. Astăzi îți arăt cum să instalezi Windows-ul. Dar nu e de râs, pentru că dacă stai să te gândești tu și cei doi prieteni mai tehnici ca tine, știu să facă lucrul ăsta. Dar din lista ta de Instagram sau din contactele pe care le-ai sunat în ultimul an de zile, poți să faci un sondaj. Mai mult de 85% nu au făcut lucrul ăsta vreodată. Și poate au încercat, sau poate au făcut odată și nu sunt sigur că au făcut ceea ce trebuie să facă. Adică dacă au făcut lucrurile și au respectat pașii corecți. Sunt mai multe metode de instalare de Windows, însă cea mai simplă este cea cu care folosești un stick USB. Este cea mai rapidă metodă și funcționează pe absolut orice calculator, chiar dacă e construit în 1990. Am testat. Și pentru asta trebuie să mergi pe site-ul următor, Google, și o să cauți Windows 10 Media Tool. Și direct pe site-ul de Windows o să găsești Windows 10 Disk Image File. Actualizarea din mai 2020. Doriți să vă instalați Windows 10 pe PC? Descărcați instrumentul acum. Este un utilitar care te va ajuta să creezi un stick de USB și, bineînțeles, să-ți copieze de pe internet, dintr-o sursă sigură, adică site-ul Microsoft, kitul de Windows 10. Dai dublu click pe el și o să-ți deschidă programul de instalare. Acum, ca să-l instalezi, ai nevoie de un stick de măcar 8 GB. O să-l bag în PC, îi dau accept, termen și condiții. Apropo, chiar dacă n-ai un PC cu Windows la îndemână, poți să faci lucrurile astea și pe un PC cu Mac. Așa, și aici ai două opțiuni, Upgrade this PC sau Create Installation Media. O să-l dau pe al doilea, o să debifez acest Use Recommended Options for this PC pentru că nu vreau să-mi downloadeze driverele pentru acest computer, pentru că vreau să-l instalez, de exemplu, pe alt PC sau vreau să am un kit de Windows actualizat pe care să-l instalez pe alt PC. Și o să dau Next, USB Flash Drive, mi-a găsit stick-ul, atenție, o să ți-l formateze, Next și gata. Atât. Și acum aștepți. Pur și simplu aștepți să-și completeze instalarea. În momentul ăsta o să copieze fișierele pe stick-ul USB și o să spună când este gata. Și până se termină copierea pe stick, o să-ți aduc aminte de prietenii noștri de la Hosterion, cei la care avem hostate și noi toate website-urile. Dacă vrei să-ți deschizi o afacere sau un site de prezentare sau un blog, trebuie să știi că dacă în 1,5 secunde nu s-a încărcat site-ul tău sau măcar o mare parte din el, interesul celui care a intrat pe acel site scade cu 90%. Este foarte mult. De aceea ai nevoie de o soluție personalizată de hosting. Le spui băieților de la Hosterion ce ai nevoie, iar ei îți vor face un pachet în așa fel încât site-ul tău se miște impecabil. Au backup peste tot în lumea asta, se va încărca la fel de repede și din România, și din Australia, și din Olanda sau din Statele Unite. Și cea mai bună parte este că ai suport 24/24. Dacă vezi că ți-a căzut site-ul la 2 dimineața, poți să le dai un telefon sau un mail sau efectiv să le scrii pe chat-ul de pe site și o să-ți răspundă imediat. Gata, atât, nu trebuie să mai faci nimic. Îi dai finish, își face un clean-up, adică șterge în fundal fișierele pe care le-ai instalat temporare ca să creezi stick USB și acum poți să-l scoți. Iar acum intră în scenă laptopul pe care o să îl instalăm. Bun, avem stick-ul USB, îl introducem într-unul din porturile laptopului sau ale computerului, în oricare dintre ele, înainte să-l pornim. Atunci când îl pornești, PC-ul trebuie să ții minte că trebuie să-i setezi ca stick-ul respectiv să pornească Windows-ul. El o să pornească dacă, de exemplu, ai deja instalat un sistem de operare pe PC, o să pornească de pe hard disk sau de pe SSD-ul intern. Tu trebuie să-i dai calea de acces ca el să-ți pornească de pe stick-ul de USB. Ca să faci asta, trebuie să intri în BIOS. În BIOS, intri cu tastele Escape, Delete, F1, F2 în anumite cazuri și eventual F9 sau F10. Aprindem PC-ul și atunci când îți arată logo-ul, trebuie să te duci să apeși pe Escape, pe Delete și pe F1. Uite, de exemplu, mie mi-a spus Interrupting Normal Startup, press Enter. Unele dintre sisteme spun chestia asta. Nu o să-ți iasă din prima, îți spune pe acum fiecare sistem are mofturile lui, ca să spun așa. Mi-a apărut logo, așa, mi-a apărut Enter-ul și acum F12 to choose a temporary startup device sau BIOS utility. O să-i dau F1 ca să-ți arăt cum arată un BIOS. Încearcă să nu modifici absolut nimic de aici. Sunt setări care pot să-ți împiedice efectiv utilizarea PC-ului și nu vrei să te joci cu ele dacă nu știi ce fac fiecare. Tu trebuie să mergi undeva să cauți opțiunea de boot. Se va numi boot indiferent de computerul pe care îl ai. Security,
Startup. Uite, vezi, am opțiunea de boot. Mă duc aici și îmi caut stick-ul de USB. Eu știu că am un stick de la SanDisk în cazul de față și îl găsesc aici. Change values F9, cu Shift, Shift și Plus în cazul meu și îl duc primul. Deci îl duc primul de sus. În momentul ăsta, primul soluție de butare este stick-ul. Al doilea trebuie să fie hard-disk-ul. În primul rând, F10 este o tastă generală pentru salvarea setărilor în BIOS. Nu mai umbla la nimic altceva. F10 și S. Iar în momentul ăsta eu forțez PC-ul să pornească de pe stick-ul USB pe care l-am introdus. Atenție foarte mare, în momentul în care instalezi Windows-ul, e recomandat să ai un singur disc instalat în computer. Dacă ai, de exemplu, două SSD-uri sau două SSD-uri și un hard disk sau un SSD și un hard disk, Windows o să-și creeze niște fișiere și pe acel hard disk. Recomandarea mea este să scoți tot și să rași doar hard disk-ul de boot sau SSD-ul de boot. Și acum, avem pagina de Windows, limba instalării, timpul, țara în care se află și keyboard or input method. Asta se referă la layout-ul tastaturii și noi folosim două clasice, US și România, de exemplu. O să-i dau Next și am doar Install Now, dar mai am și opțiunea de Repair Your Computer. Eu recomand de obicei să-i dai o instalare completă dacă ai reușit să-ți salvezi toate fișierele. Atenție, o să-ți șteargă partiția pe care se află hard disk-ul sau poate chiar SSD-ul complet, pentru că o să-l curețe de tot înainte să instaleze. Deci o să pierzi toate datele, fii sigur că le-ai salvat înainte pe toate. Poți să faci asta pe un stick, fișierele importante sau eventual pe un hard disk extern să-ți copiezi datele de care ai nevoie, fișiere, download-uri, muzică, etc. și apoi să-i dai instalarea Windows-ului. Și acum Install Now. Bun, și mi-apare opțiunea asta, Activate Windows. Dacă instalezi un Windows pe curat și ai o licență de Windows Retail, atunci va trebui să bagi codul. Dacă nu și sistemul a venit, de exemplu, cu Windows-ul instalat pe el, e foarte posibil ca acel sistem să aibă o licență integrată pe placa de bază. Asta înseamnă că a luat modelul plăcii de bază, ți-a alocat o cheie și atunci când l-ai conectat la internet și-a salvat setările respective și tu nu mai trebuie să faci nimic. Eu nu am o cheie să bag pentru că eu am pus un Windows pe el care este curat. Ceea ce o să fac, o să-i spun I don't have a product key. Atât. Și o să treacă de pasul ăsta și acum selectez versiunea de Windows pe care vreau să o pun. Eu o să pun Windows 10 Pro pentru că ăsta are o licență de Windows 10 Pro și dau Next. Accept termenii și licențele pentru că altfel nu am cum să continui și o să-i dau Custom Install. Dacă îi dai Upgrade, o să-ți instaleze Windows-ul peste cel anterior și toate problemele pe care le-ai avut până acum cu sistemul de operare s-ar putea să revină la un moment dat. Și o să șterg de aici partițiile pentru că nu vreau să le am în felul ăsta, o să le șterg pe toate. Vezi, el își creează un sistem reserved pe care, cum îți spuneam mai devreme, dacă ai un alt hard disk, o să și-l creeze și acolo, de două ori. Și Next. Și atât. Ăsta e singurul lucru pe care trebuie să-l faci ca să instalezi Windows-ul. De aici încolo, el pur și simplu o să-și copieze rapid fișierele în memoria RAM-a laptopului și le-a copiat deja. Și o să spună Getting Ready Files for Installation. Și pur și simplu de aici încolo nu faci decât să aștepți să și-l instaleze, o să dureze în jur de 10-20 de minute. După aceea o să pornească din nou setup-ul de Windows și o să îți mai apară niște meniuri pe care ți arăt imediat cum să le configurezi. După ce s-a instalat Windows-ul, PC-ul o să repornească, o să-și dea un restart și o să buteze tot de pe stick. L-am lăsat așa ca să arăt ce se întâmplă. Stick-ul a rămas la interior, o să-l scot. Pentru că el și-a copiat toate fișierele, o să-i dau X de aici și o să-i dau Are you sure to you want to cancel? Și o să-i dau Yes. O să-și facă restartul pe care trebuie să și-l facă și o să pornească în momentul ăsta de pe harddisk-ul intern. Pam, pam! Regiunea. Avem tastatura în engleză, Yes, o să pun și pe acesta, da. Mă întreabă dacă vreau să adaug o a doua tastatură, Add Layout și o să caut România, care e undeva aici. Undeva jos de tot și o să-i dau varianta standard pentru ca să-mi pună aici după P și după L, Ș, Ț, Î din A, Î din I și toate diacriticele noastre. Bun, rețeaua. O să o conectez la 2.4, Next și așteptăm.
În momentul ăsta se conectează la internet, s-ar putea să încerce să își regleze și chestiile cu licența, adică să vadă dacă este o licență ok, și își downloadează, vede ce update-uri are de făcut. Orice versiune de Windows instalezi, chiar dacă e kit-ul de pe Microsoft.com, vei avea nevoie de update-uri. O să-i dau setup for personal use, pentru că o să-l folosesc eu. Poți să folosesc un offline account. E interesant să te conectezi cu un cont de Live, de exemplu, sau cu un cont de Gmail care să fie alocat PC-ului, laptopului tău și PC-ului de acasă. De exemplu, dacă ai un laptop personal. Și atunci o să sincronizeze background-ul, o să sincronizeze căutările și multe alte lucruri. Poți, de exemplu, să vezi căutările tale de pe un PC chiar dacă l-ai făcut pe celălalt. Și asta e interesant. Aici o să-i dau limite de experiență pentru că o să încerce să mă convingă să mă leg cu un cont. Și o să-i pun numele de pentru că e prostănacul. Super memorable password. Partea cu confirmarea parolei este simplă, ca să o scrii de două ori la fel și să nu cumva să o greșești. Acum, pagina asta este foarte importantă pentru că te va ajuta să-ți meargă sistemul mai bine. Online Speech Recognition. Nu cred că ai nevoie de ele, dar dacă folosești pentru dictare sau pentru voce și folosești Cortana, nu cred că îl folosești, o să-i dai pe off. Find My Device. E important pentru un laptop și îți recomand să-l lași on, adică activ. Inking and Typing. Asta este o opțiune prin care Microsoft învață anumite limbi, cum ar fi limba română, pe care probabil nu o știe complet, și le trimite către server ca să îmbunătățească partea lui de pachetul lui de limbă. Eu o să-i dau pe off, parcă nu mă simt bine să știe Microsoft tot ce scriu. Locație, da, o să o las pentru că mă ajută, de exemplu, în localizarea pentru dată și pentru oră. Deși le poți seta și manual, te ajută și să le faci automat. Diagnostic data, off. Bine, nu prea poți off, ci basic. Tailored experience, eu îl vreau pe off, pentru că nu vreau să vadă exact ceea ce fac și să-mi trimită reclame după aia cu lucrurile respective. O să-i dau accept și stai că asta nu-i tot. Activity history, ce spuneam mai devreme, poți să trimiți istoricul a ceea ce faci tu, fișierele pe care le deschizi în Windows, pe un computer, pe PC-ul de acasă, de exemplu, să le vezi și pe laptop. O să-l las pe yes. Cortana, not now. E asistentul virtual ca și Google Assistant sau Siri pentru Windows. Și în momentul ăsta, din nou, așteptăm. Almost there. Și-a instalat deja și partea de sunet și suntem aproape gata. Sau nu? Ce-ți spuneam mai devreme? Mai ții minte de setările din Windows pe care ți le recomandam în clipul de pe Cavaleria? Dacă nu, mergi să le vezi. Primul lucru pe care îl fac, la Notifications, o să mă duc și o să opresc Show me Windows Welcome Experience și cea de jos, Get tips and tricks as you use Windows. O să le dezactivez și o să-mi văd de viața mea pentru că acelea nu sunt ok. O să mai facem un tutorial în care o să vă arăt cum să configurez bara de Windows și cum să configurez și alte lucruri prin Windows, dar momentan cam atât pentru instalarea de Windows. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este apeși tasta de Windows și scrii updates și dai enter. Acum și-a instalat driverul de video. No updates available? Check for updates. Sunt acolo, crede-mă. O să-și instaleze destul de multe update-uri și la prima rundă de update-uri o să-și pună și toate driverele de care are nevoie. Îți recomand să nu le schimbi, mai puțin placa grafică, dacă ai o placă grafică dedicată de la Nvidia, și cam atât. Placa grafică integrată de la Intel o să-și o downloadeze și o să instaleze el versiunea cea mai nouă a driverului și este ok. Și cam atât. Pentru Windows 10 nu mai ai nevoie să instalezi drivere, indiferent cât de... Bine, aproape indiferent cât de vechi e sistemul. Există unele probleme la unele computere care au dispozitive hardware mai vechi, adică componente mai vechi, pe care nu le vede Windows 10 din prima și va trebui să le pui manual. Și uite, de exemplu, a văzut și imprimanta din rețea. Acum a văzut placa de sunet, a văzut touchpad-ul, ăsta e până la Windows, Intelligence Update. Puține lucruri pentru că restul deja le-a făcut în spate. O să lasă să-și facă update-ul, chiar dacă își mai cere o dată sau de două ori restart, dă-i cu încredere și lasă-l, depinde acum cât de vechi este pachetul pe care îl instalezi, s-ar putea să stai și o oră, două pe lângă el. Dar cam atât, ăsta e tot procesul, în acest timp tu poți să-l folosești, poți să instalezi ce vrei pe el, este complet funcțional, poți să intri pe internet, poți să te uiți la clipuri, poți să faci multe alte lucruri, dar să nu uiți de partea de update-uri. Cam atât. Cam atât pentru
Astăzi, cam atât despre instalarea de Windows. Ăștia sunt pașii pe care trebuie să-i respecti ca să-l instalezi corect și ușor și fără niciun fel de probleme. Sunt doar câteva click-uri, câteva ok-uri, o bifă aici, o bifă dincolo și asta este. Este foarte simplu să instalezi sistemul de operare. Trebuie doar să fii atent înainte să-ți fi copiat datele de pe harddiscul intern sau SSD. Bun, eu sunt Radu Neagu și dacă ți-a plăcut acest clip și crezi că i-ar putea ajuta pe unul dintre prietenii tăi, dă-i un share, dă-i un like, hai cu un subscribe și intră în comunitatea noastră de tehnologie aici pe YouTube. Ai link mai jos în descriere ca să afli despre ce îți spun și ce îți oferim în plus. Cred că clipul ăsta l-au văzut deja membrii noștri înainte să fie publicat pentru toată lumea. Numai bine!